Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul pierzătorilor n-a șezut. Lăudați-l pe el în glas de trâmbiță, lăudați-l pe el în psaltire și în alăută. Am vorbit despre mărturile tale înaintea împăraților și m-am mașinat, am cugetat la poruncile tale pe care le-ai disparte. Un părinte a fost rugat să asculte un quintet de clarinet al lui Mozart. A cedat insistențelor și a ascultat cu mare atenție. A urmat o lungă tăcere. "Ei bine?" a fost întrebat. Cu un aer foarte grav, acesta a răspuns: "Aș prefera să o ascult mai degrabă în rai." Simțea că este aproape un păcat să te bucuri de asemenea sunete cât încă ești pe pământ. El era monah. Se înstrăinase cu totul de lume, renunțase la toate frumusețile ei. Iubea muzica. La începutul convertirii sale a fost sedus de adevăr chiar prin cantatele lui Bach, dar a considerat că armonia cea vie și dătătoare de viață este dată doar de inima duhovnicească, centrul duhovnicesc al existenței umane. Paradoxal însă, tot din dragostea omului de Dumnezeu și din dorul său de a ieși din această vale a plângerii s-a născut muzica. Și nu este o exagerare. Se și spune că muzica a apărut la marele început al lumii, în rai, și a rămas pe pământ și după ce omul a fost izgonit din rai. Cântarea deschide inimi, este un ecou al armoniei între cer și pământ. Nu întâmplător, la Putna, părintele stareț își întreba adeseori ucenicii: "Ce face inima ta? Cântă?" Când a fost întrebată o fetiță: "Ce trebuie să faci la ușa inimii cuiva? Să bați, să strigi sau să năvălești?" Și ea a răspuns: "La ușa inimii cuiva nu trebuie nici să bați, nici să strigi, nici să năvălești, trebuie doar să cânți." Să cântați cu bună rânduială și cu chipzuită tocmire, iar nu cu amestecare și fără nicio alcătuire, căci aceasta nu numai pe mine ticălosul, ci și pe Sfântul Duh mă hânește, căci aceasta poruncește cântătorul de psalmi David: cântați Domnului cu înțelepciune. Cântarea este un mare dar pe care Dumnezeu l-a dat omului ca pe o mângâiere. Un episcop român contemporan spunea că așa au fost întocmite și sfintele slujbe, când oamenii au început să cânte în fața icoanelor și a altarelor în dorul lor după Dumnezeu. Sufletul omului a început să cânte de dorul lui Dumnezeu, de dorul raiului și al îngerilor, de ceea ce pregustase și ființa deja în om, frumosul care dă mărturie despre iubire, iubirea divină. Inima este darul cel mai de preț, comoara cea mai de preț pe care o râvnește Dumnezeu. Și pentru că o râvnește Dumnezeu, o urmărește și vrăjmașul. Și pentru că este atât de prețioasă, această inimă trebuie cucerită. Atunci când cântăm, noi de fapt încercăm să încălzim inimile celorlalți, încercăm să le cucerim, să le cucerim pentru iubirea lui Dumnezeu. Încercăm să împărtășim această iubire a lui Dumnezeu care a ajuns și la inima noastră. Părinții spun că nostalgia aceasta a paradisului pierdut și a muzicii sale încă există. Și din nostalgia originilor, din dorul omului de Dumnezeu, s-au născut și se nasc noi interpretări, cele mai înalte în sânul bisericii. În biserica slavei tale, stând în cerul, ni se pare a fi, este despre locașul bisericii, dar în acest locaș tot timpul răsună sau te pătrunzi de aceste cântări care trimit către cântările îngerilor. Pentru că muzica bisericească, de fapt, este amprenta sau ceva în care inspirați și ceva în care respiră cântările îngerilor care slăvesc pe Dumnezeu cu voci nematerialnice, dar exprimate în material le putem auzi în cântările acestor melodii sfinți. Sfântul Ioan Cucuzel, Sfântul Ioan Damaschin, Sfântul Cosma de Maiuma, Sfântul Roman Melodul, toți sfinții melozi și imnografi pictați în pandantivii miilor de biserici din spațiul ortodox. Pe teritoriul țării noastre găsim nume precum Filotei Monahul din țara românească, Cozia sau Eustatie Protopsaltul din Moldova, mai precis de la Putna. Aici ne-am oprit auzul și privirea pentru a pune în lumină noi pagini din luminoasa epocă ștefaniană a mănăstirii Putna. Cine este Eustatie Protopsaltul și cât de contemporană este muzica lui? Eustatie de la Putna, inițiatorul vestitei școli muzicale. Acolo vedem că harul rodește sub formă de muzică. Zice prorocul și împăratul David, cânta voi Domnului până ce voi fi. Zicea aici un psalt din Tesalonic, zicea, știi ce înseamnă asta, Maria? Asta înseamnă în eternitate, cânta voi Domnului până ce voi fi, în veșnicie. L-am simțit pe Eustatie ca pe un sfânt, ca pe un sfânt al bisericii noastre, ca pe un părinte al muzicii și așa trebuie să-l vedem, să-l percepem și să-l avem fiecare dintre noi. Și nu mă înșel când spun așa ceva. Este cel mai important merit al lui, că a întemeiat o școală care a durat timp de un secol și jumătate cel puțin în Moldova, poate fi considerat cel mai prolific compozitor de psaltichie de limbă slavonă. În spațiul slav nu avem compozitori atât de importanți precum Eustatie Protopsaltul. Eu îl văd ca pe un uriaș, din punct de vedere uman, care a știut să se zmerească, astfel încât să lucreze Dumnezeu prin el într-un mod deosebit, la fel cum a lucrat prin alți uriași de-a lungul istoriei, precum împăratul și prorocul David, ori mari imnografi pe care i-a cunoscut biserica înainte, dar și după el. Nu poți, ca să interpretezi un imn, un tropar, o cântare, fără ca să nu îl ai înaintea ta pe stăpânul sau pe sfântul căruia i-ai dedicat imnul respectiv. Este o cântare care trezește, care scoate la iveală frumosul din om și o face pe o cale mult mai scurtă, ca cineva să poată sonda în adâncul ființei sale până dă de chipul lui Dumnezeu, are nevoie de foarte multă pocăință, foarte multă căință. Însă cunoaștem două căi mai scurte, cântarea și ascultarea. Spune Sfântul Ioan Scăraru despre ascultător că acesta își face călătoria spre rai dormind. Ascultarea este călătorie în somn. El se trezește în rai și nu înțelege, nu știe cum a ajuns acolo. Scara, da? Citești, primești practic informațiile respective ale Sfântului Ioan Scăraru, primești ceva și de la copist, pentru că se imprimă în scrisul lui și personalitatea lui, starea lui sufletească la un moment dat. Dar la muzică este ceva și mai mult. Auzi vocea celui care a scris acolo. O cântare, dacă reușește să aprindă inima și să înalți mintea la Dumnezeu, trebuie să credem că cântărețul cel puțin a fost în stare de har la momentul respectiv. În cântările rămase de la Iustate Protopsaltul, găsim, aș zice eu, chipul lui, chipul hieratic al lui Eustatie, chipul lui de isihast, de mare trăitor al ortodoxiei noastre. Cel care reușește prin cântarea lui să devină izvor de iubire pentru alte inimi, acela este un sfânt. Pentru mine, Eustatie Protopsaltul este o figură cu totul remarcabilă a muzicii românești, o figură care pare că apare din neant, poate sta pe picior de egalitate cu mari muzicieni din perioada renașterii paleologilor. Eustație este unul dintre pilonii muzicii medievale românești. El trebuie susținut, promovat la adevărata sa valoare în contextul tradiției europene a muzicii sacre în relație cu cea occidentală. De-a lungul decenilor, chiar mai bine de un secol și ceva, Școala muzicală de la Pumna și tradiției manuscrisă s-a bucurat de un real interes în lumea academică, poate mai puțin inițială românească, cât mai ales occidentală. În contemporaneitate, există compozitori pentru care pauzele au un loc esențial. Pauza este concentrarea tuturor puterilor. În înțelesul său desăvârșit este esența înțelepciunii. La monahi, această pauză este tăcerea. La început este tăcerea într-o răbdare. Prin tăcere îl au pe Dumnezeu, își cunosc patimile, se zidesc. Tăcerea este puterea lor. Prin tăcere ei ascultă glasul lui Dumnezeu. Și cel care îl aude pe Dumnezeu, acela se învață să-L asculte pe Dumnezeu. Și Eustatie a ascultat glasul lui Dumnezeu și al îngerilor. La Eustatie a fost o altfel de tăcere, o ascultare smerită, creatoare, o jertfă nesângeroasă, care a coborât din ceruri, din raiul inimii lui și a răsunat în mănăstiri 10 de ani. La Putna, la Râșca, la Slatina, la Dobrovăț, dar și dincolo de hotarele Moldovei. Fiind cântările, multe din ele, și în limba slavonă, de bună seamă, pe urmă, atrage și toată lumea slavă, Ucraina, din Polonia, Serbia de asemenea. Cântările lui sunt prezente în multe mănăstiri din Ucraina de astăzi. A fost descoperit un manuscris la Liov și există inclusiv o scrisoare din Evu Mediu care ne spune că 4 tineri din comunitățile ortodoxe românești sunt invitați la Mănăstirea Putna să studieze cântarea de limbă greacă și de limbă română. Ori acest lucru ne arată nu numai o tradiție puternică locală, dar în egală măsură o tradiție care trece de granițele țării și care se întinde în toată lumea ortodoxă a Balcanilor și până mai departe în zona slavă. Eruvicul lui, pe glasul 5, s-a dovedit că a avut o circulație destul de mare la Лавра-Печерска. Мы можем сказать, что на сегодняшний день мы знаем про декілька творів Євстатія, які були які співали на україно-білоруських землях. По-перше, мова йде про грекомовний твір, це херувимська пісня, яка входила до циклу грекомовних херувимських пісень. Це дуже цікавий репертуар, тому що це грецький репертуар, який був розповсюджений в монастирях, в таких великих осередках. І в ньому представлені твори візантійських майстрів, таких як Іоанн Глікіс, Мануїл Хрісафіс, Анфім Лавріотіс. І серед херувимських пісень цих авторів також співали херувимську пісню, яка належала Євстатію протопсалту Путний. Так от, спираючись на рукописи, можна сказати, що цей цикл грекомовних херувимських пісень або окремі пісні, вони звучали на українських землях. Зокрема, це був Великий Манявський схід, тому що ми маємо 3 рукописи з монастиря Маняви. Останній – це перша половина XVIII століття, які ці 3 рукописи містять в цьому грекомовному циклі також херувимську пісню Євстатія. Також співали цей цикл в Лаврівському монастирі, який знаходиться недалеко від Маняви. І ми можемо сказати, що співали навіть в Києво-Печерській лаврі. Достеменно відомо, що також на східно-білоруських землях, в Кутеїнському монастирі, співали грекомовний репертуар, в тому числі твір Євстатія. Eustatie a primit darul armonia. Povățuit de har, a plăsmuit apoi după legile armoniei muzica sa, făcând din Putna rai. Rai de monahi slăvitori de Dumnezeu. Așa a luat ființă cea mai înaltă școală de psaltichie din timpul slăvitului voievod Ștefan cel Mare. În izvoarele scrise, școala muzicală de la Putna, principalul fondator Eustatie Protopsaltul. Dar muzica lui Eustatie nu este nici de cum a lui Eustatie, căci nu are nimic omenesc în ea. Domnul i-a dăruit harul, inspirația. Mai corect, harul. Rezultatul este divin, dumnezeiesc. Școala muzicală de la Putna constituie fără îndoială unul dintre cele mai originale fenomene cultural, spiritual și mai ales artistic în Moldova medievală și, bineînțeles, periferice Constantinopolului. Începuturile școlii muzicale de la Putna coincid cu întemeierea mănăstirii Putna. Viețuirea monahală aici începe în anul 1469, după venirea starețului Ioasaf împreună cu un grup de monahi cu aptitudini intelectuale deosebite de la Mănăstirea Neamț. Ca necropolă domnească, Mănăstirea Putna a beneficiat încă de la întemeierea ei de sprijinul Sfântului Ștefan pentru a deveni în cel mai scurt timp cel mai important centru monastic și cultural din Moldova a celor timpuri. Alături de caligrafie, pictură și broderie, muzica bisericească va ocupa un loc principal în viața monahilor putneni, luând ființă aici o veritabilă școală de psaltichie. Putem înțelege că Mănăstirea Putna a fost menită de la început să fie un centru duhovnicesc, dar și cultural bisericesc în Moldova. Numai la câțiva ani după căderea Constantinopolului se urcă pe tronul Moldovei Sfântul Mare Ștefan și a vrut să dea țării sale ce era mai bun, ce era mai frumos. În momentul în care cade Constantinopolul, un fulgure de nădejde se transmite și pe meleagurile țărilor române și, într-adevăr, vedem că acolo unde avem o cădere în spațiul locuit de greci, vedem că la Putna avem această înflorire. Când flacăra se micșorează într-un loc, vedem că ea se aprinde în alt loc și niciodată nu se pierde, niciodată nu se stinge. Acești părinți ai bisericii noastre, Eustatie, cu Ioasaf, cu Siluan, cu Nicodim, caligraful, cu atâția părinți ai bisericii noastre, nu mai spun de Teoctist I, cu Simeon de la Pângărați, sfetnicul și duhovnicul marelui Ștefan. E imposibil să nu-i fi cunoscut. Eu îi văd pe toți cu mâinile împreunate în jurul tronului Dumnezeirii, mijlocind pentru neam și pentru țară. Dintre călugării care au venit de la Neamț la Putna, unii erau miniaturiști. Mănăstirea Neamțului avea deja tradiție, mai ales în copierea manuscriselor. Erau profesioniști și au venit cu tot ce era nevoie pentru înființarea unui atelier. Câți călugări erau atunci în Putna, în secolele 15-16? Erau mulți. Aici nu facem o ipoteză, avem nume. Deci au fost zeci de copiști. Ștefan cel Mare, în calitatea sa de ctitor, avea obligația nu doar să zidească mănăstirea, dar și să o înzestreze cu toate cele necesare cultului: sfinte vase, icoane, cărți. El și-a dorit să creeze ateliere, dar și acest scriptoriu, care este reprezentat de mai multe nume de monahi. Numele lor sunt scrise în așa numitele colofoane. Colofonul este un mic text în care se precizează donatorul, Ștefan cel Mare, data și numele copistului. În două manuscrise muzicale, antologioane, găsim și numele lui Eustatie Protopsaltul. Cele două manuscrise în care Eustatie și-a însemnat numele se află în Rusia. Unul este datat la 1511, iar celălalt la 1515. Primul este un antologion mai special. Anne Pennington spune că nu s-ar fi cântat la strană după acest antologion, ci că ar fi cuprins în special compozițiile lui Eustatie și ar fi fost ținut ori la închilia lui, ori ar fi fost folosit în scopuri pedagogice. În orice caz, nu s-ar fi cântat la strană după el. Manuscrisul 350 din 1511 al lui Eustatie Protopsaltul este primul, cel puțin, care a supraviețuit până astăzi din seria manuscriselor muzicale putnene. Putea să fie un manuscris pentru propria sa uzanță, pentru protopsal, pentru liderul care era Eustatie Protopsaltul și care îi învăța pe ucenici și cei apropiați în arta cântării psaltice piesele încifrate în codice. Автографы Евстатия, на сьогоднішній день ми знаємо про два таких автографа. Це автограф 1511 і 1515 року. Обидва ці автографи наразі зберігаються в Москві і Санкт-Петербурзі, в Росії. Вони виділяються серед решти молдавських рукописів Путненської школи саме тим, що співвідношення цих мов церковних, грецької і церковнослов'янської, у Євстатія дещо інше порівняно з молдавськими рукописами. Ми можемо сказати, що весь слов'яномовний репертуар Путненської школи, він записаний якраз в автографах Євстатія. Тобто Євстатій був тим композитором, завдяки якому було сформовано слов'яномовний репертуар 16 століття, який потім отримав розповсюдження на інших землях, зокрема україно-білоруських. Specialiștii consideră că manuscrisul cu numărul 350, care se află împărțit în două, câteva 14 file se află la Petersburg, iar corpusul mare se află la Moscova, este vorba de manuscrisul 350 din fondul Shchukin, constituie autograful lui Eustatie Protopsalt. Trebuie să vă spun, este unic în întreaga lume muzicală bizantină și post-bizantină. El este datat, încheiat de copiat undeva în iunie 1511, ne spune Eustație Protopsaltul. Conține aceste repertorii, pe de-o parte constantinopolitane, pe de-o parte silabice, non-alfabetice, cu tot felul de litere care intrau în practicile teriremului. Multe dintre piese, să știți că sunt anonime, lucru care ne indică conectarea cu repertoriile din secolele 12-13. Reîntorcându-mă la manuscrisul de la 1511, C.M. Pennington a observat faptul că hârtia respectivă este de proveniență italiană, de proveniență chiar venețiană, lucru care iarăși ne arată o anumită relație cu lumea latină și anumite culoare culturale care fac ca, dincolo de aceste bariere confesionale, relația dintre Est și Vest să fie extrem de puternică în Moldova medievală. Observăm așadar că la puțin timp după trecerea la cele veșnice a slăvitului voievod, în 1511 este încheiată scrierea primei cărți de cântări bisericești din spațiul românesc, atestată documentar, Vestitul Antologion al lui Eustatie Protopsaltul, un manuscris unicat în lumea ortodoxă, care cuprinde aproape 150 de compoziții proprii în limbile greacă și slavonă. Eustatie întrebuințează numai puțin de 7 tipuri de scriere secretă în titlurile cântărilor sale. De ce le-a folosit? Care era rolul acestora? Putem vorbi despre un secret al meseriei? El inventează 2 cifruri noi și le cunoaște pe cele vechi în mare profunzime. Chiar le combină. Asta presupune o activitate, un efort intelectual destul de mare. Era un secret al meseriei care nu putea fi împărtășit oricui și oricând discipolilor. Ei trebuiau să treacă prin anumite perioade de probă, prin anumite examene. Ei trebuiau să facă întâi dovada unei conduite morale, unei statornicii, unei sincere preocupări pentru meseria respectivă. Și чим выделяется Евстатий как раз своей такой любовью до шифрів. Таким чином цей факт якраз завдяки цим шифрам, які активно він використовував, перше науковці звернулися до його рукописів, тому що ще в кінці 19 століття автограф 1511 року зацікавив науковців, власне, своїми криптограмами. Якщо казати, наскільки таємна інформація була зашифрована в цих криптограмах, то ми можемо сказати, що, напевно, великої таємниці вони не містять. Але вони показують якраз особистість Євстатія, його рівень його ерудованості, рівень його знань, і те, що він мав хист до різних загадок, до різних ребусів, тобто тим самим вимагаючи від свого читача, від свого потенційного слухача певних спеціальних знань. Singurul care încifrează nume de cântări, este singurul care încifrează ehuri, este singurul care încifrează momentul când cântarea respectivă va fi cântată sau va fi interpretată. De ce face toate aceste lucruri? Este un lucru unic în tot spațiul cântării bizantine și post-bizantine. Pare să arate faptul că și muzica este o lume încifrată, o lume la care nu poți ajunge decât cu o îndelungată ucenicie, cu un efort considerabil, și asta înseamnă o competență muzicală, lingvistică, liturgică, cu totul extraordinară. Că el de departe era un cărturar, deci un om extrem de luminat, un bun muzician. Ca să intri în acele cifruri și în acele taine pe care și noi astăzi le descifrăm destul de greu, era un lucru cu care nu puțin se puteau lăuda în epocă. Până în prezent s-au descoperit numai puțin de 20 de antologioane, în format complet și incomplet, care cu siguranță aparțin școlii muzicale de la Putna. După ce criterii au făcut specialiștii această atribuire? Conțin același tip de caligrafiere și același repertoriu, inclusiv cântărea lui Eustatie. Chiar dacă noi știm care este mâna lui Eustatie în manuscrisul acesta 350 din 1511, se pare că și ceilalți copiși cumva au imitat acest prim model. Neumele Tehnica copiștilor și miniaturiștilor de la Putna este una unică, inconfundabilă. Sunt trăsături specifice ale semnelor muzicale putnene, sunt poziții ale cheilor, ale mărturiilor care apar în anumite locuri și știm bine că în Evul Mediu nu numai muzicienii copiau aceste documente, ci de multe ori inclusiv pictorii. Lucrurile astea sunt minunate din punct de vedere estetic, din alt punct de vedere, din punct de vedere profesional, de multe ori se mai produc greșeli pentru că dacă scapă o neumă, melodia respectivă nu mai poate fi descifrată. Pentru perioada domniei lui Ștefan cel Mare, secolul XV, începutul de secol XVI, toate cărțile liturgice au fost scrise în slavonă, și cărțile de cancelarie, de proprietate și cronicile. Dar manuscrisele școlii muzicale de la Putna știm că sunt și în limba greacă, deși oamenii nu erau obișnuiți cu muzica psaltică în acele vremuri. Faptul că Eustatie Protopsaltul a introdus acest repertoriu de muzică psaltică și în limba greacă, puțin accesibilă monahilor din acea perioadă, arată că a fost cu adevărat o personalitate deosebită. Dar și limba slavonă de redacție medio-bulgară pe care o folosește Eustatie Protopsaltul arată calitatea sa de mare erudit. Pentru a cânta un repertoriu de tip calofonic, aveai nevoie să știi limba greacă, ori în timpul acela călugării nu prea vorbeau limba greacă. Întemeierea unei astfel de școli este un fapt cu totul excepțional. Observăm așadar că într-un timp extrem de scurt, Putna devine centrul activității scriptoricești din Moldova. Odată atins acest obiectiv, se impunea de la sine următorul aspect. Imnografia liturgică nu poate fi doar citită, ci și cântată. Un protopsalt trebuia să fie capabil să compună cântări și să le interpreteze la cel mai înalt nivel, motiv pentru care nu și atribuia cu ușurință acest nume. Dar Eustatie nu era doar protopsalt, ci purta și titulatura de domestic. Protopsaltul este întâiul cântăreț. Domesticul este maestrul de corsa, este cel care antrenează corul. În Bizanț era un protopsalt și erau doi domestici. Un protopsalt care era coordonatorul principal și erau două coruri în dreapta, în stânga și fiecare dintre aceste coruri avea câte un domestic. În ultimii ani, în cadrul colocviilor Putnei, s-au prezentat rezultatele a noi cercetări, dovedind existența altor protopsalți formați în cadrul școlii putnene. Și asta se datorează cuviosului Eustatie, care a reușit să formeze în jurul său ucenici vrednici, precum monahul Pafnutie, cel de-al doilea protopsalt al Putnei, și era monahul Macarie de la Dobrobăț, care au transmis moștenirea muzicală mai departe. Marile mănăstiri din Moldova, ctitorite în secolul al XVI-lea, au avut protopsalți formați la mănăstirea Putna, precum monahul Isachie de la Râșca și ieromonahul Vasilie de la Slatina, iar antologioanele putnene au circulat în mănăstiri importante din Moldova, precum Râșca, Dragomirna și Secu, dar și în străinătate. Monahul și caligraful Pafnutie, discipol al lui Eustatie, scrie un triod la 1525 pentru mănăstirea Dobrovăț și care, interesant, precizează în colofon că a scris acest triod undeva mai sus de mănăstire. Aceasta ne duce cu gândul la alți protopsalți din Sfântul Munte din perioada isihastă care se retrăgeau în afara mănăstirii și se întorceau la mănăstire în timpul privegherilor. Putem deduce astfel că Pafnutie era sihastru? Se poate trage o astfel de concluzie și mai ales este cunoscut faptul că în jurul Putnei erau multe așezăminte sihăstrești, chilii apar și pe anumite hărți și din acest motiv cred că se poate afirma că monahul Pafnutie a fost, hai să spunem, un viețuitor isihast. Acestui monah Pafnutie se poate atribui prima parte a antologionului aflat în biblioteca mănăstirii Putna. Este cel mai vechi din cadrul mănăstirii Putna și cuprinde multe cântări ale lui Eustatie, la care nu ar fi putut avea acces Pafnutie dacă nu era ucenic direct. Monahul Pafnutie are o scriere caligrafică. Se vede că este scriere de caligraf, nu doar de cântăreț bisericesc. O mână deosebită, cu înflorituri frumoase, cu desenarea neumelor, cu anumite instrumente dedicate caligrafierii. Acesta constituie, de fapt, și specificul manuscriselor putnene. O caligrafiere deosebită, cum rar găsești în spațiul bizantin sau cel sârb. În cadrul școlii muzicale de la Putna, declarată în articolele de specialitate contemporane putnene, cea dintâi școală muzicală din spațiul ortodox românesc, s-au format nu doar protopsalții moldoveni din secolele 16-17, dar și personalități din spațiul nord-slav, precum Sfântul Teodosie de la Maniava, identificat de cercetătoarea bulgar Elena Tonceva, cu monahul Teodosie Zotica, a cărui compoziții apar în două antologioane putnene. Despre el se consemnează că a avut în subordinea sa 400 de mănăstiri și schituri. Este o mare legătură între activitatea Sfântului Teodosie și apariția irmologioanelor, cu așa numitele cântări bulgărești. Мы можем сказати, що послідовником Євстатія, протопсалта Путни, був святий Феодосій. Із документальних джерел, зокрема з життя святого Йова Княгиницького, яке написав його послідовник Ігнатій з Любартово, ми знаємо, що першим ігуменом Манявського скиту був Феодосій. І також ми знаємо, що Феодосій, він, як пишеться в цьому житті, він прийшов з молдавської землі, з монастиря Пречистої Богородиці Путна. Таким чином ми маємо свідоцтво про безпосередній зв'язок, знову ж таки, Путненської школи і Манявського скита, тому що перший ігумен був святий Феодосій. І саме святий Феодосій, він вважається основоположником саме болгарського співу, який отримав свій розвиток подальший в Манявському скиті. Також ми знаємо, що святий Феодосій, він був композитором, тому що до його творчості зараховують декілька творів, зокрема в манявських рукописах, які, знову ж таки, були анонімними. І попри це ми маємо вказівку біля Алелуї, що це творіння Феодосія. Antologioanele putnene au răspândire mare. Astăzi le găsim în mănăstiri, muzee, biblioteci din multe țări, precum Germania, Rusia, Grecia, Cehia, Bulgaria, Ucraina. Aceste antologioane au fost studiate de muzicologi și lingviști de renume, care au lăsat studii edificatoare despre importanța școlii putnene. Dimitri Konomos, Anne Pennington, Elena Tonceva, Svetlana Kuyumgieva, Ana Eliseeva, Evgenia Ignatenko. Evgenia Ignatenko a descoperit în irmologioanele ucrainene cântări din antologioanele putnene și, în special, cântări ale lui Eustatie Protopsaltul. Este o contribuție decisivă la argumentarea unei interpretări corecte a cântărilor existente în antologioanele putnene. Trei cercetările recente din ultimul deceniu au pus în valoare această corespondență între cântările de notație psaltică din antologioanele putnene și cântările bulgărești în notație chieveană. Цікаво, що ми знаємо про традицію болгарського співу. Наспіви, які були названі болгарські, вони з'являються в українських і білоруських рукописах з 17 століття. І репертуар болгарський, він згодом стає досить великим, тобто він налічує до 300 творів. І таким центром розповсюдження болгарського співу був Манявський скит. Тому що два ірмологіони з Манявського скиту, вони навіть мають заголовок, що це ірмолой болгарського напіву. Так ось виявилось в результаті порівняльного дослідження, яке здійснила болгарська дослідниця Елена Тончева, вона встановила, що воскресні тропарі, які входили до циклу болгарського напіву, належать Євстатію. І якраз репертуар болгарського співу, він, на відміну від грекомовного репертуару, був поширений на всій території України, і його співали не лише в монастирях, а також в парафіяльних осередках. Creațiile lui Eustație și ale celorlalți muzicieni, psalți, protopsalți, domestici ai Putnei, Teodosie Zotica, Domitian, Vlahul, Pafnutie, protopsaltul și alții, compun în duh pe această manieră a lumii bizantine. Că repertoriile se cunoșteau foarte bine pe de rost, ori muzicienii în epocă își dezvoltau anumite arhive sonore, ei știau piesele pe de rost, pentru că pentru ei era simplu doar să vadă piesa a cui este și își aminteau imediat lucrarea. În momentul în care a trebuit să transcriem lucrările putnene într-o notație care ne este la îndemână, notația de secol XIX, sigur că am avut multe probleme. În primul și în primul rând, sau niciuna dintre piesele putnene n-au trecut în noua notație prin grija dascălilor constantinopolitani, Hurmus, Artofilax sau Grigorie, protopsaltul. Lucrurile acestea au îngreunat. Școala de la Putna este un fenomen extrem de solid, extrem de puternic, intens, timp de un secol și puțin se întâmplă foarte multe lucruri și reușește să radieze în toată zona balcanică, grecofonă și slavofonă, dar după aceea, în general, cântările trec foarte greu secole și nu mai sunt copiate. În momentul în care ne-am apucat să le transcriem, a trebuit să coroborăm efectiv tehnici și maniere de transcriere de secolul XIX, cu ceea ce se întâmpla în secolele XIII. Nu înseamnă că dacă piesele erau scrise silabic sau simplu, ele se cântau neapărat la fel de simplu. Ori am preferat în momentul în care am transcris aceste piese să dau varianta pe larg, varianta pe mare, varianta dezvoltată, care reflectă tocmai această frumusețe a cântării imperiale și care cu siguranță că în momentele de sărbătoare de la Sfânta Mănăstire Putna erau cântate de psalții acestui minunat centru. Nu există frumusețe și încântare fără proporție, iar proporția unde se găsește, dacă nu, în numere. Raporturile matematice guvernează sunetele muzicale. Câte milioane și milioane de rugăciuni stăruitoare, câte rostiri, câte noduri de metanii trecute prin degetele isihaștilor să fi fost suport duhovnicesc, pentru ca de la Eustatie, 10 de monahi să fi învățat muzica sa. De cine a fost susținut Eustatie? Să fi beneficiat el de un rugător isihast, așa cum Sfântul Ioan Cucuzel s-a împărtășit de rugăciunea neîncetată a Sfântului Grigorie Palama? Amândoi au fost în mănăstire. Amândoi au avut legături puternice cu mediul isihast. Sfântul Ioan Cucuzel și Sfântul Grigorie Palama împreună la Marea Lavră, împletind isihasmul cu psalmodia. Iar Eustatie protopsaltul era contemporan cu Sfântul Daniel Sihastrul. Poate fi considerat Eustatie un continuator al operei marilor cântăreți isihaști? Aceștia erau oameni trecuți prin post, prin rugăciune, prin asceză, prin lacrimi. Și rodul acestei vieți duhovnicești este muzica. Să laude numele Lui în horă, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui. Printre primii mari reprezentanți ai curentului isihast atonit, se numără alături de sfinții Grigorie Sinaitul sau Grigorie Palama și Sfântul Ioan Cucuzel, protopsaltul Marii Lavre din Sfântul Munte Athos la începutul veacului al XIV-lea. De atunci apare în istoria practicii liturgice un nou tip de carte de cântări, care se numește acoluthia, cu cântări așa numite calofonice. Așa cum aerul iute și continuu produce sunetul înalt, iar mișcarea lentă produce sunetul grav, așa și rugăciunea inimii și isihasmul au născut cântarea frumos răsunătoare, calofonia. Calofonia este un isihasm muzical, este ce a avut mai frumos Bizanțul în plan muzical. Nu este nicio revoluție, nu este nicio ruptură cu tradiția dinainte, ci este ca o potențare extraordinară, ca o floare care la un moment dat înflorește și zici, Doamne, ce frumusețe este asta! Cântarea calofonică este zenitul, este piscul cântării psaltice. Cântarea calofonică este foarte melismatică. De exemplu, pot să iau o silabă și să o țin câteva minute cântând pe ea. Este ca o extază. Este o cântare a sufletului, unde ea este împletită cu contemplația, unde ai senzația că timpul este abolit, timpul acestei lumi și că intri în veșnicie. Ai impresie că pur și simplu irumpe paradisul. Aceste cântări au constituit în cadrul acestor privegheri de toată noaptea suportul pentru practicarea rugăciunii lui Isus. Este de la sine înțeles că pentru a o compune și interpreta, era nevoie nu doar de stăpânirea tehnicii de compoziție, ci și de trăire duhovnicească profundă, pentru a nu distona cu atmosfera de rugăciune niptică. Este aproape, să zicem, o articulare a cântării îngerilor. Este ce a avut Bizanțul mai frumos. Este împletită la fiecare pas și la fiecare suflare cu rugăciunea. Ce legătură au însă aceste cântări calofonice cu școala muzicală de la Putna? În repertoriul cuviosului Eustatie, cântările calofonice ocupă un loc preponderent. Sunt nelipsite în manuscrisele muzicale putnene. Repertoriul calofonic este chiar repertoriul antologioanelor putnene. Acestea cuprind cântări calofonice, în general, dedicate privegherilor de toată noaptea. Cel mai vestit compozitor al acestei perioade calofonice este Sfântul Ioan Cucuzel. Așadar, școala muzicală de la Putna nu este un curent cultural, ci o mișcare duhovnicească. Cântările compuse de Sfântul Ioan Cucuzel vor deveni modele și sursă de inspirație pentru toți muzicienii bisericești până astăzi. În manuscrisele muzicale putnene, numite antologioane, creațiile lui se află la loc de cinste. Cântarea unui adevărat psalt trebuie să miște inima spre acea lucrare neîncetată, spre acea rugăciune neîncetată. Cântarea trebuie să te ducă către nu numai trăirea prezenței lui Hristos, ci trebuie să-ți aducă și o stare de umilință. Dar nu este acea umilință care dezgustă pe unii, ci nu, e vorba de acea umilință înnoitoare, care primenește, care înnoiește, și care aș îndrăzni să spun, te pune înaintea lui Dumnezeu. Părintele Dionisie de la Colciu avea un glas foarte frumos, cânta foarte frumos. Fiind odată întrebat de un protopsalt, cum să cânt? I-a spus, uite ce, dacă nu te smerești, nu poți să cânti. Vezi cum se urcă fumul de la tămâie? Așa, în spirală până la cer, așa trebuie să se ridice și cântarea. Dar asta nu se poate ridica decât dintr-o inimă smerită. Fiecare glas are un etos. Acest etos reprezintă starea duhovnicească pe care o trezește fiecare glas. Orice cântare cântată în fiecare glas. Ca să ajungi la această stare duhovnicească, trebuie să execuți și tehnic foarte bine, dar ca să dai expresie și să transmiți duh, trebuie să fii ostenit. Și această stare duhovnicească schimbă starea minții. Iar interpretarea implică ființa. Starea lăuntrică. Nu poți să interpretezi fără ca tu să nu te implici lăuntric, sufletește. Ce găsim noi în aceste cântări? Aș zice mai întâi de toate dorul și dragostea lui Eustatie față de Preabunul Dumnezeu. Pentru un compozitor, creația este cruce, iubire jertfelnică, o naștere dureroasă a luminii, a dragostei divine din umbra întunericului, ca în icoană, o dobândire a liniștii dumnezeiești în plin zgomot. În comparație cu pictura, muzica nu poate reda cu fidelitate un peisaj de toamnă, ci solemnitatea, contemplarea și uimirea pe care un asemenea tablou îl poate transpune în sufletul omului. În cazul cântării calofonice și al picturii bizantine vorbim însă de o similaritate. Și cântarea calofonică și icoana bizantină se înrodesc. Sunt asemenea vieții duhovnicești. Pentru a se atinge performanțele, trebuie să existe acea filiație, maestru-ucenic, respectiv stareț, un ava, și un ucenic, un fiu duhovnicesc. Cel care face ascultare primește în dar smerenia, smerita cugetare. Primește în dar. Prin urmare, toate acestea se regăsesc. Și cântarea, și smerenia, și ascultarea. Prin ascultare și tăierea voii, ucenicul pictorului și al cântărețului dobândesc starea de umilință, care este echivalentul fondului din icoană și al isonului din cântarea bisericească. Ei, Duhul este acest fond de aur. Lumina taborică, energia necreată, reflectată în pictură prin fondul icoanei sau în muzică prin ison. Aceasta este starea de insuflare de sus, în care Dumnezeu descoperă oamenilor cuvintele vieții veșnice transmise prin lucrarea pictorilor și a cântăreților. Și sunetul și culoarea sunt de fapt expresii ale luminii. Felul în care noi dăm mărturie despre lumina care a ajuns la noi. Lumina lui Hristos luminează tuturor. Și una și alta sunt manifestările luminii necreate a lui Dumnezeu, sunt daruri ale lui Dumnezeu care lucrează în biserică. Dacă muzica este lumină și pictura este lumină și lumina înseamnă harul Duhului Sfânt, înseamnă că harul Duhului Sfânt intră în noi și se roagă într-un noi cu suspine negrăite. Muzica este una dintre cele mai tainice forme de artă, care exercită o atracție fascinantă. Ne provoacă, ne emoționează, ne înlănțuie uneori cu puterea ei, ne înrobește, dar nu încetează să ne încânte. De ce are muzica un efect atât de puternic asupra oamenilor? Afirma și se întreba într-una din lucrările sale un cercetător contemporan. Pitagoreicii știau că diversele moduri muzicale influențează diferit psihologia persoanei. Cum ne ajută însă muzica lui Eustatie astăzi? Dacă suntem conștienți de faptul că este o împreună cântare a oamenilor cu îngerii, atunci, într-adevăr, omul care vine să se roage se poate liniști. Se poate aduna, se poate ruga și poate să-l atingă harul. Profesorul, psihiatru și neurolog Stavros Baloianis, un cercetător de frunte în domeniile acestea, scrie lucruri extraordinare despre muzica psaltică, cum ea sfințește mintea, liniștește toată făptura umană, aranjează gândurile, ne dă curaj, ne dă speranță, ne dă bucurie. Împreună cu icoana bizantină ne arată modelul spre care mergem. Eustatie este un geniu, iar creația sa o capodoperă a artei muzicale. Părintele Dumitru Stăniloae spune că toate operele geniale create în istorie nu sunt decât palide presimțiri a ceea ce va fi lumea întreagă atunci, adică dincolo, la înnoirea ei. Atunci, lumea întreagă va deveni incomparabil mai deplin o uriașă operă de artă și un conținut sufletesc de nebănuită frumusețe pentru fiecare. Serghei Bulgakov socotește că doxologia necontenită pe care o înalță îngerii lui Dumnezeu e artă creatoare și toată creația oamenilor de pe pământ e rază din activitatea lor artistică. Cum putem defini astfel cântarea lui Eustatie? O tălmăcire a binelui, a frumuseții, care fiind atât de evidentă, nu poate să nu fie necontenită, admirată. Această frumusețe nu poate să facă decât ca oamenii, ca și îngerii, să laude neîncetat pe Dumnezeu, izvorul frumuseții. Cântarea ce o cântăm, cuvântul ce-l rostim, care ne devin tot mai intime, ne revelează alte și alte frumuseți și sensuri. Ne hrănesc prin puterea lor spirituală nu numai sufletul, ci și trupul, spunea părintele Dumitru Stăniloae. Carugul acela aprins, care ardea și nu se mistuia, așa sunt ei, au ars din dor și din drag față de Dumnezeu și față de neam și de țară, și iată-i acum, după secole, că ies în față. Un filozof, ultim reprezentant al culturii romane din Antichitatea Târzie, spunea că noi înșine suntem plăsmuiți asemenea muzicii. Și printr-un silogism am putea înțelege în parte ideea aceasta de secol 5-6 a filozofului Boetius, căci dacă în noi ar ființa toate virtuțile, am devenit purtători desăvârșiți de armonie, fără dizarmonii, nepătimitori, deci sfinți. Aceasta înseamnă să fii purtător de rai. Uitați-vă la cosmos, de o miraculoasă simfonie este plin tot universul. În univers nu domnește haosul, ci ordinea și disciplina. Întreg spațiul răsună de o armonie sfântă, pe care urechea noastră nu o poate cuprinde în deplinătatea ei. De fapt, Dumnezeu a creat lumea ca pe o icoană infinită și a pus toată creația sa să interpreteze o cântare calofonică fără de sfârșit, cu o multitudine de formule melodice infinite interpretate în armonie cu fiecare element al creației dumnezeiești, văzute și nevăzute, și ca în icoană această melodie fără de sfârșit a tălmăcit-o cuviosul Eustatie pe înțelesul oamenilor. Nu întâmplător vedem cum muzica, iată, cântarea lui Eustatie, unește spațiul și timpul și toate generațiile între ele.